Emisiunea Dr. Mitut este oferită de HemCycle, tampoane cu CBD pentru zilele în care e important să te simți bine. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să vă aduc cele mai noi și mai interesante informații medicale. În episodul Dr. Mit anterior am vorbit despre cum CBD-ul din cannabis rezolvă durerea. Dar mai important, v-am promis că vă spun cum poți scăpa de durerea menstruală cu ajutorul cannabidiolului. Durerea care apare cu o zi, două înainte de menstruație, numită către medici dismenoree, se datorează unei mișcări puternice a uterului care se pregătește pentru menstruația propriu-zisă. Astfel, uterul încearcă să elimine materia ce îl tapetează și începe să se contracte ca să o ejecteze. Acest tip de contracție este cel de blamat pentru durere. Dacă motivele pentru contracții țin de cauze cât de cât normale sau naturale, atunci se cheamă dismenoree primară, ca în secreția excesivă de prostaglandine. Dacă, din păcate, ne confruntăm cu endometrioză, cu boala inflamatorie pelvină, popular numită anexită, ori cu stenoză cervicală ce îngustează orificiul prin care ar trebui eliminate secrețiile, atunci vorbim de dismenoree secundară, adică secundară cuiva, adică provocată de ceva. Acel ceva e orice din lista pe care am enumerat-o. Vestea bună este că în ambele tipuri de dismenoree putem beneficia de o soluție atât antiinflamatorie cât și analgezică, care profită din plin de anatomia zonei și de caracteristicile mucoasei vaginale. Ca să o spun într-un cuvânt, e vorba despre tampoanele feminine cu CBD. Mă rog, sunt patru cuvinte, dar ați înțeles ideea. În episodul anterior v-am povestit despre receptorii speciali pe care fie inhibă, fie excită cannabidiolul, tăind senzația dureroasă, și despre reducerea inflamației ce face ca durerea să dispară în mod obiectiv. Dacă sunteți înclinați spre știință și vreți să aflați toate detaliile, vizitați drmit.ro pentru a urmări și primul episod din această miniserie dedicată CBD-ului din cannabis. Până atunci este suficient să știm că tampoanele intime impregnate cu CBD profită de configurația anatomică a zonei pentru a bifa două beneficii importante. Primul, care este comun, cel de a păstra igiena în timpul perioadei menstruale ca orice alt tampon, și al doilea, special, este de a profita de prezența mucoasei vaginale și de a permite absorpția treptată a concentratului de CBD din mucoasa vaginală în sânge și de a scăpa femeia de durere. Ceea ce este remarcabil este faptul că, în mod voluntar sau coincidental, și eliberarea moleculei benefice se face treptat și în raport cu abundența sângelui. Cu cât se acumulează mai mult lichid la nivelul tamponului, cu atât mai multă diluție se face în fibrele acestuia și cu atât mai mult se eliberează CBD. Este ca și când natura știe ea ce să facă și noi doar facilităm actul. Toți receptorii care inhibă durerea sunt activați, inflamația scade și ea, și rezultatele dorite se instalează într-o oră sau chiar în câteva minute, în funcție de organismul fiecărei femei și, evident, de abundența ciclului menstrual. Evident, pentru a evita de la început instalarea durerii, tampoanele cu CBD se recomandă a fi folosite încă de la primele crampe dureroase, astfel încât senzațiile neplăcute să fie ținute sub control pe întreaga perioadă menstruală. Ca să nu mai zic că CBD e cunoscut că ajută și la gestionarea schimbărilor de dispoziție. Și doar ca observație, această soluție interesează o pătură populațională semnificativă. Mai mult de jumătate din femeile aflate la vârsta reproductivă suferă de dismenoree. Deci dacă vei descoperi că această soluție te ajută, spune-le și prietenilor tale. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit! Emisiune oferită de HemCycle, tampoane cu CBD pentru zilele în care e important să te simți bine.